Acum, pe partea economică, aș vrea să vă spun că asta nu mai e inflație, e măcel. Al Roslatina, marele producător de aluminiu, se închide. Mă rog, ei spun că până în mai anul viitor, dar știm ce înseamnă asta în România, nu? Forever, baby! Sau, cum se zice la noi, în vecii vecilor, amin. Mii de oameni rămân fără loc de muncă. Apoi acestor mii de oameni li se va spune: băi, angajați-vă, bă, putorilor! Nu stați, bă, ca asistații, pomanagiilor! Da? Mulți ajung însă pe drumuri din cauza unui stat bolnav care va închide cu timpul absolut tot. Din țara asta vor rămâne la final câteva rânduri de porumb și probabil daia cu cormorani. Va intra cormoranul în cap? Da. Ăsta e, din păcate, imbecilul stat român pe scurt. Îți închide locul de muncă și apoi îți zice: băi, putoare, bă, de ce stai, bă, angajat?